Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Doamne, în această dimineață îți aduc mulțumiri pentru o nouă zi de viață și pentru darul luminii care mă învăluie. Ajută-mă să văd fiecare dimineață ca pe o binecuvântare și să o trăiesc în conformitate cu voia ta. Amin. Doamne, în această dimineață, te rog să mă conduci pe calea adevărului și să mă ajuți să-mi urmez scopurile cu hotărâre și credință. Binecuvântează-mă cu harul tău și ocrotește-mă de tot răul. Amin. Doamne, în această dimineață te rog să-mi dai puterea de a lăsa în urmă greșelile de ieri și de a privi înainte cu speranță și încredere în binecuvântările pe care le aduce ziua de astăzi. Amin. Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Isus Hristos, roagă-te pentru noi păcătoși și mijlocește la Fiul Tău pentru a ne da puterea și înțelepciunea de a trăi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Amin. Sfinte arhangele Mihail, ocrotitorul și apărătorul meu nevăzut, roagă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, pentru a primi iertare și milă în această zi și în toate zilele vieții mele. Amin. Sfinte Nicolae, ocrotitorul celor aflați în nevoi și în necazuri, roagă-te pentru noi, și ajută-ne să trecem cu bine prin ispitele și încercările acestei zile. Amin. Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, apărătorul credinței și al creștinilor în vremuri de primejdii, ocrotește-ne și fă în credință și iubire pentru Dumnezeu. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, primește mulțumirea și adorația noastră pentru darul vieții și al iubirii tale nemăsurate. Ajută-ne să ne păstrăm credința în tine și să trăim după voia Tatălui Ceresc. Amin.